Salutare, barbașanilor! Bine v-am regăsit la un mirobolant episod din seria cu Caracatița Gigantică. Ei bine, astăzi facem ceea ce ne-am propus încă din primul episod. Vom merge în interiorul Caracatiței și văd că și sub ea e ceva o gaură imensă. Pentru că ea practic a ieșit din apă și o luat uh, bucățile astea de pământ, insule, copaci, uh, bărci, le-a luat pe toate în tentacule. Și este gata-gata să le distrugă, însă noi vom salva situația, după care pe episodul următor probabil vom merge și în vulcanul acela de la distanță, dar până una alta, hai să vedem. Pe episodul de astăzi mi-am propus să mergem acolo, în farul ăla sau ce o fi și să mergem și în copac și în chestia aia albă care nu-mi dau seama exact ce e, e ceva monument sau ceva. Plus de asta, cel mai important, să mergem în interiorul caracatiței. Bineînțeles că începem cu caracatița pentru că sunt foarte curios. O să-mi iau... știi ce-mi iau? Aveam ceva poțiune de feather falling. Pentru că trebuie să resetez puțin. Știu că am folosit sticluța, dar o avem din nou. Hai să vedem. Let's go! Mergem direct pe căpățâna caracatiței. Și vreau să intru în ea. Ii facem o pozică înainte Să o vedem așa de sus Ia, iotio Direct în căpățâna ei vreau să intru Aș vrea să se vadă mai frumos Să o avem în fața noastră Iote A? Carta catiță Na bun, hai să vedem Ne ducem cu viteza luminii Dar din păcate Fii atent că nu avem pickaxe nu contează că pielea asta a caracatiței, uitați-vă, am arătat și în episodul trecut, dar ne mai uităm. Se numește Octopus Skin. Dar de fapt este slime. Este un, un slime colorat și putem să spargem destul de ușor așa. Bă! Stai un pic. Ia uite cât ai caracatița față de mine. Nici măcar nu-mi dau seama că sunt pe ea. Zici că e ceva un munte de slime. Și înăuntru avem jocete. Bo, bo bo ce aici? Wait a minute. Caracatița asta uriașă, vrei să-mi spui tu mie că ascunde chestii atât de folositoare, cum ar fi un enchantment table, cum ar fi ceva super tare, dar nu știu ce se ascunde în chesturi altceva, o zonă de lucru specială. Băi, sunt chiar curios dacă chesturile sunt goale sau nu. Vom afla imediat. <coughs> Stai că nu mai am nici voce. Am mâncat înainte niște cozonac cu, cu iaurt. Îmi place foarte mult cozonacul cu iaurt. să spuneți dacă mai există cineva care adoră cozonacul cu iaurt. Și mă cam atacă cozonacul așa. Mă, mi-e frică să plec de aici, jur. Unde mergem prima oară? Jbum! Hopa! Ia! Bă, nu pot să intru aici? Doar de jos pot. Ok. Și dacă merg pe aici așa? Bă, nu pot să intru. Ce-i mă, ăsta? Blestemul cartacatiței? Lasă-mă, mă, să intru. Pot pe aici? Pot pe aici? Zic că... O, am găsit eu calea. What? Stai un pic, stai un pic. Și am crezut că aici e apă. mă, suntem sub caracatiță în momentul ăsta. Și dacă vrem să mergem sus, Asta este cât se poate de posibil. Mai pe scurt, în Caracatiță poți doar intra și dacă ești profesionist ca raionul de, de față, poți să găsești o cale doar așa pe margini. Câte un bloc așa pe fiecare margine. OK. Na bun. Hai să mergem la enchantment table. Să vedem ce avem noi aici. Normal. Bă, dar de ce, bă, de ce? Știi ce? Voi lua chesturile astea cu mine. Și așa am eu prea multe lucruri. Văd eu unde mă stabilesc. Hai mă, n-am loc pentru chesturi? Come on. Dă-le încoace. No, bun, avem enchantment table-ul, dar nu avem ce face cu el pentru că nu avem level. Um, aici e o zonă cu cartographer cu din astea. Cu... Uite, cartography table, Asta nu pot să-l deschid. Upgrade gear. Deci ai toate chestiile, însă ceea ce nu ai, îi lut în chesturi. Așa este, din păcate nu le putem avea pe toate, dar uh, curiozitatea tot mă împinge să caut în fiecare chest. Na bun. Deci acolo am văzut. Acolo am văzut. Este un schelet aici. Bă, te pui cu mine, mă? Dă unul v 1 cu mine. Sp Bă, gata, mă, gata, că am glumit. Gata, lasă-mă încet, că mi-a scăzut jumătate de viață. Mai avem zona asta de crafting, de bla bla bla, de, de furnale. Nu e niciun crafting, nu știu ce i zis crafting. La fine, e o zonă de lucru. O zonă de pus la furnal. Aici n-ai ce face, envilul, să-ți repari. Mă, nu știu acum, îmi pun întrebarea, locuiește cineva în caracatița asta? Sau care-i sensul? Hopa! Eu că sunt ceva drumuri secrete prin caracatiță. What? Uuu, eu ce avem noi aici? Dacă în chestul ăla nu-i nimic, am înnebunit. Vă jur că am înnebunit. Mă mai bag și cu ăștia. Vreți scandal, mă? Ha! Ia! Raionul atacă! Ha! Ia! Vino mai aici, ma ești tare. Nici nu mă atingi, barbașane. Slăboți. Okidoki, ne cățărăm noi ca niște maimuțe pe aici. Pe aceste liane incredibile. Și hai să vedem. Uuu, bine. Frumos. Slime ball. Nu știu de ce mi-ar trebui. Am potion of leaping. Ok. Un ou, un morcov, slime ball, am zis. Da, nimic interesant. Ok, mai este un cest aici. Și oare așa e și pe partea cealaltă? Bă, îmi plac surprizele. Hai, te rog, te rog, ceva mai bun, mai bun. Uh, o armurică. Armurică chiar n-am. Ce mi-ai dat? Potion of invisibility, mersi. Am ce să fac. De nu mai zic. Pam, pam, pam. Astea le lăsăm, un emerald Din nou nu mi se pare cine știe ce Tortul ăsta E foarte bun, îl vom lua Torțele din nou ne ajută Așa că le luăm Undița, nu văd Care i-ar fi sensul Bă, dar cât de sus mai putem merge? What? Și ieșim din caracatiță pe aici? Nu cred Deci nu cred că ieșim Încă un cest Let's go! Bă, dar de ce nu-mi dai și mie chestii mai bune? O, oh, bun, ok, Night Vision-ul să zicem că ar mai fi cum ar mai fi. Dar, nu uite, și-o Hai să luăm și pasta. Iron ingot ăla, din nou, mi se pare inutil. Bă, dar nu mai am loc. Ce să facem aici? Ce să las? Uite, o să las căul ăsta. Deși nu prea e ok. dar în fine. Și pe aici mai e ceva? Mă, unde ajungem, frate? What? Unde suntem aici? Bă. Asta e sticlă. Vreau să aflu unde suntem. Îmi trebuie ceva blocuri pe care ghici ce nu le am. Păi atunci trebuie să facem scări. Ne descurcăm noi, mă, cumva. Hai că mai avem o grămadă de chestii de vizitat. Uite și urcăm. Am o venit și fantomele. white ce îmi place. Parcă nu era suficient ce aveam noi. Dar unde suntem aici? Bă! Wait a minute. Bă cei băi aici? Ok, vreau să mă întorc pentru că mai este o direcție în care nu am mers uh, Și mă voi uita de afară ce se întâmplă. Băgăm niște tortuleți. Băi ce mă cu sticla aia transparentă acolo. Huh, ok. Deci aici am găsit uh, 3 sau 4 chesturi. Cred că 3. Păi cel mai probabil așa va fi și pe partea asta la Băgăm speed la blană. Bă, ia să folosim le sticluța aia de speed. Dacă tot o avem. Invizibilitate. Jump boost. Night vision. Uite asta de speed vreau. Și bum. M-am dos. Să nu mai pierdem timp inutil. Și întrebarea mea rămâne. Oare voi mai găsi chestii și pe partea cealaltă? Lasă-mă, mă, în pace. Așa. Că văd că mai e și pe aici un loc. Și oare ies în aceeași direcție? Prea multe întrebări pe care mi le pun deja. Ok, primul chest deja se vede acolo. Du-te mă urâtule de aici mă. Bă, paiangă păi, în urât. Lasă-mă în pace ca treabă, nu vezi? Nu mi destul cu carta catița asta, te mai bagi și tu? Lasă-mă în pace, frate. Bun. Avem aici uh, încă niște cartofi, uh, niște liduri, ok. Luam uh, luăm lidurile, dar nu știu ce vom face cu ele. Am putea lua și flint în stilu. Uh, și lapis, bineînțeles. Asta e potion of swiftness. Mai hai să luăm toate poțiunile, că cine știe cum ne trebuie. Mă gândesc că la un moment dat trebuie să batem dragonul. Asta dacă el există, bineînțeles. Spoc, șpoc. Ia să vedem. Avem aici încă un chest. Ce se va ascunde? in the chest. Uh, potion of strength. Acum pot să le pun una peste alta? Din păcate nu. O să las asta. Da. Săgețile le pot lua pentru că le pot staca. Carcaul nu ne trebuie. Bun, hai să vedem. Cred că o veni ziua și mor uh, fantomili. fantomilii. Oh, da, aici mergem în jos. What? Și e și ăla acolo. Uuu, uh, mai avem încă un Pearl. Potion of Healing. Mai nu mai am unde să le țin pe toate. Ce să mai las? Hai să lăsăm chestul, că e inutil. Luăm și ironul ăsta. Deja am putea să ne facem o sabie. Bă, știi ce? Pepenele ăsta, dă-l încolo de pepene, că deja avem și așa suficientă mâncare. Uh, bucket Bachetul ăsta, hai să-l ținem numai pe ăsta, cu, cu somon. Mai luăm un topor că este binevenit. O să lăsăm carcaul și luăm căulul. Și hai să vedem ce mai avem pe aici. O ușă. What? Stai pu... Stai puțin. Deci aici e o ușă. Care duce direct în tentacul. Ok, am înțeles. Uh, ce mi-aș dori eu este să facem asta. Nu uite mă că nu-mi scade viața mă. Să se-nurcăm aici. Jbom! Și să ne dăm respawn la blană. Suntem înapoi în căsuță. Um, hmm. Ia să mă pun eu puțin aici și să ne gândim. Acum, după cum am zis, aș vrea să vizităm... Bă, da, acolo e sticlă, bă, înseamnă, dar nu o văd eu. Va trebui să mergem acolo, în copac și în nebunia asta. Cred că prima oară vizităm asta. Dar dintre ele două, nu știu. Bun. Stați puțin că s-a deschis ușa și a trebuit să o închid. Revenind, sper să nu aibă probleme raionul. Nu, nu are. Ok. Acum hai să ne gândim. Să mergem noi prima oară aici că e jos. Hai să ne încercăm norocul. S-ar putea să murim, dar vă explic eu imediat asta, asta, asta voiam să vedeți. Uite mă că am murit după aia. Deci putem sări pentru că este slime, însă uneori jocul consideră că n-ar fi slime acolo. Sau că eu nu pic pe pestea de altă culoare, vedeți? Uite, mă duc aici, Bam. Hop. Hop. Bum. Uite, deci picasem chiar pe slime aici și tot mi-a dat falling damage, dar nu mai contează pentru că am reușit până la urmă. Acum băgăm un speed din la blană și ne ducem în acest far sau ce-o fi el. Bă, mă duc cu viteza luminii. Și bum! Hai mă să vedem ce e aici. Hopa! Opa What? ce e bă aici? Ok. Pe aici un drum. Am, am, căzut. Cum pot să cad? Mă, dar și aici e ceva. Aici. Bă, asta e din interior. Astea sunt interconectate, bă. Cu carta catița. Ok. Ce scrie aici? Lava Glass Generator, place a redstone block on the red wall. Un redstone block egal 16 lava glass. O, oh, și ce să pun? Să pun red wall. Păi, uite aici. Dom, coace! A, ah, n-am loc pentru ea. Ce bine! Am înțeles. Deci, eu. Um ar trebui să primim 16 sticle din lavă. Lava glass. Dar unde trebuie să-l pun aici? Unde trebuie pus? Stați mă un pic că mă depășește psihic. De zice... Lava glass generator. Place a redstone block. A. Ah, trebuie să pun redstone block, mă. Păi și de unde iau eu redstone block? Come on. Aici trebuie să mai fac și parcur. Ok, poate, poate dăm pe aici de, de redstone block. Acum trebuie să mergem în direcția asta la altă. No, și vanul parcuristul nu se dă în lăturimă de la nimic. Hai mă, redstone block. Dar de ce nu găsesc redstone block? Come on. Am zero redstone sau l-am și aruncat deja. Ok Nu, era să pic acolo Dar nu-i nimic, ne descurcăm Aici unde mai ieșim? Serios, puteam să vin direct să intru pe aici? Pe bune bă, mai avem acolo, mamă câte cesturi mai sunt, frate What? Bă, lasă-mă bă cu cesturile vieții că n-am ce să fac cu atâtea Vreau redstone block Bă. Da, de ce nu construiesc eu aici? De ce mă chinui atât? Cu parcurul ăsta inutil? Când pot să mă duc direct așa oricum? Ok, ce avem aici? Avem din nou chestii inutile. Aici chestii la fel de inutile. Aici la fel chestii inutile. Și aici tot chestii inutile. Totuși am aveat 3 iron ingot, ceea ce este super, super bine. Ha, nu știu ce să facem. Mai avem mai sus de atât? Nu mai avem unde să mergem. Ok, deci aici e o zonă foarte... Uh, foarte plină de chestii bune, într-un fel. Dar noi le avem deja, deci sunt inutile. Um, hai să vedem aici. Aici intri direct în caracatiță, nu? Ia stai să și mănânc. Uuu, aici e bloc of lapis. Ați văzut voi bloc of redstone, mă? Sigur este, dar nu l-am văzut noi. Deci aici e bloc of lapis. Hmm. Unde ar putea fi... Block of redstone? Hmm, hmm, hmm. Ia să verificăm fiecare parte, că văd că sunt mult mai multe decât... Uh, de am anticipat noi. Dar. Um, aș vrea bloc of redstone. Pe aici am fost nu? Cred că da. Și dacă n-am fost sincer n-am chef să mă mai duc. Îmi trebuie redstone pentru a vedea. Uh, sticla de lava. Cică lava glass. Bă chiar sunt curios. Pe bune. Hai mă deja mor de foame iar. Serios. am mâncat un tort în. Bă dar și pe aici mă. M-am pierdut e gata, nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg absolut nimic. Aici iar e 7000 de... Sunt 7000 de bucăți de lapis. Din nou aici chestii inutile. Bă, frate! Poți să ies pe aici? Hopa! Mă! Mergi, mă, în față că mor aici. Și oare unde ajungem? În fine, când vom face rost... Ok. Și am ieșit aici. Dar unde suntem aici? Doamne cât de întortocheată e asta gigantică. Na, no, cesturi peste cesturi. Mai luăm niște... Niște tort că ne este bun, dar... Mă, pe bunii acum. Vreau și eu niște redstone. Poate sunt, dar nu le-am văzut eu. Hop. Aici din nou nu mai avem ce să luăm. Doamne cum trebuie să cobori pe aici. Da, chiar sunt curios unde ajungem. Unde am mai ieșit, mă, frate? Doamne, am ieșit printr-un tentacul. Bă, cum poate să fie atât de întortocheat? Ok, îmi voi da kill. Din păcate nu avem bloc of redstone să, să și testăm. Poate găsim pe episodul următor, nu știu. Însă noi mai avem două locuri de vizitat. Am mai avea acolo. Hai să bem asta să ajungem repede. Ok. Voi merge prima dată la copac oare sau... Nici nu știu. Bă, deja am vizitat prea mult. Cred că vom lăsa pe episodul următor să vizităm astea două. Am zis eu că vizitez atâta, dar nu mă gândeam că e atât de întortocheată caracatița vieții. Dar în episodul următor vom merge în vulcan și dacă mai avem timp vizităm copacul... Și insula asta, plutitoare. Deci sunt prea multe chestii, gândiți-vă. Avem, cât avem? 30 de minute de episod și am apucat să vizităm două chestii din patru pe care ni le-am uh, le propus. Și uitați-vă cât de mică e asta. Păi îți a vizitez și astea două care sunt gigantice. Uite-mă că de aici se vede bine sticla aia. Deci din interior se vede ciudat. Deci dacă am mai vizitat și astea două, probabil am avea episod... Aici ce o mai fi, mă, uite și tu. Doamne, băi, nu mă așteptam să fie atâtea secrete. Am face episod de o oră, probabil, dacă am mai continua, așa că hai să ne oprim aici. Nu uitați de un like, un share, un subscribe, like-ul la blană și subscribe-ul și ne vedem în episodul următor. Și pe și pa!